Servus, dragilor! După ce am vizitat Veneția, după ce am fost la mare, la Lido de Jezolo, următoarea noastră destinație a fost la unul dintre cele mai mari parcuri de distracții din Europa. Sunt câteva renumite și consacrate, Franța cu Disneyland-ul, Germania cu Europa Parkul, dar și italienii, parcul numărul 1 la ei este Gardaland. Și am avut și noi prilejul să ne bucurăm în formulă completă și să petrecem o zi la Gardaland. Și vă invit și pe voi să vedeți cu ce vă așteaptă sau cum vă puteți umple o zi dacă ajungeți în zona asta de Veneție sau de Lacul di Garda. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din excursurile și din experiența mea. Deci mergi, vizitezi, te plimbi, Veneția superbă, un Aperol Spritz, o chestie pe acolo, recoritoare, super ok. Mergi la plajă, te bucuri, soare, mare tot. Dar cumva, dacă mergi cu copiii, trebuie să le asiguri și lor ceva cu adrenalină, ceva cu distracție. Și pentru noi, Gardaland a fost distracția sau pătrățelul care trebuia bifat în excursia noastră din nordul Italiei. Noi ne-am închiriat mașina dintre Treviso și am mers până la Lacul di Garda, unde ne-am și cazat pentru două nopți. Ne-am dorit foarte mult să ajungem la Gardaland și ne-am făcut în ceva planuri să ne distrăm și să ne dăm cam pe toate chestiile de acolo, cu mai multă sau cu mai puțină adrenalină. Primul meu sfat legat de Gardaland ar fi să-ți rezervi două zile. Ne-am pățit, a fost numai la Europa Park o zi, n-am reușit să-l parcurgem tot parcul și ne-am dat a doua oară două zile. Aici este undeva 39 intrarea pe o zi și 47 pe două zile. Deci dacă îți permite timpul, fă-o fără nicio problemă. Sunt mai multe acolo bilete combinate, există și un sea park, adică cu acvarii, cu animale, deci poți să faci mai multe combinații. Parcă și un Legoland, dar noi ne-am axat doar pe parcul de distracție și doar pe cursele astea care ne dă adrenalina. O chestie de menționat aici, te duci dimineața cu mult entuziasm, te bucuri, mamă ce zi ne așteaptă astăzi. Și ajungi acolo și o să dai de prima coadă, prima verificare la bagaje. După care urmează a doua coadă, să mergi și să intri în parc. După care, la fiecare atracție, te așteaptă coadă. Și cam toată ziua o petreci din coadă în coadă. O chestie faină care au pus-o la dispoziție cei de la Gardaland, ai o aplicație, când intri cu codul de bare scanezi și poți să-ți instalezi aplicația, după care te poți programa la anumite atracții. Intri în aplicație, te programezi, ți se generează un cod de bare pentru o anumită oră, după care acel cod de bare scanează la intrare la fiecare atracție. Atracții sunt pentru toate tipurile și toate gusturile. Ca să-ți faci o idee despre parc, există un turn care efectiv se urcă foarte încet și ai o privire de 360 de grade și o să vezi și ce fain este încadrat parcul acolo, pe malul lacului di Garda. Atracțiile cu cea mai mare adrenalină sunt cele peste 140 cm, deci trebuie să fii peste înălțimea de 140 cm să dai pe ele. Primul roller coaster pe care am luat-o a fost Raptor. Cel mai tare mi s-a părut mie Oblivion, din care dacă ați văzut filmul, îți dai drumul de undeva din nori în jos. Al treilea roller coaster interesant de acolo este Shaman. Este un pic mai clasic, cu rotiri, răsuciri. Fain, merită să încerci, din punctul meu de vedere, merită să încerci pe toate astea trei.
Pentru următoarea categorie sunt niște trenulețe, se cheamă Mamut, cumva o călătorie prin vestul sălbatic. Am prins o zi faină de vară și sunt câteva atracții pe bază de apă. Există un Wild River, Jungle Rapid, adică un râu din ăsta turbat pe care te dai și te strupești în toate părțile. Există un fel de cum te dai cu bobul, dar este pe buștean, pe apă. Aici am ieșit și n-am ieșit foarte uz, doar așa un pic pe lateral sau pe spate, dar există undeva tărâmul lui Atlantis și lui Neptun și acolo am ieșit uz leoarcă. Le-am dat de două ori, o dată pe zi și o dată pe noapte, pentru că fiecare tură au avut farme cu ei. Dacă nu-ți place adrenalina și nu-ți place să te avânți pe acolo și să te uiți în gol, sunt atracții pentru toate tipurile de oameni. Există sală de spectacole, n-am avut voie să filmăm din interior, este interzis. În 2023 pornește acum un nou spectacol Nautilus, o schimbat toată sala, noi am prins un show acolo și este Cinema 4DX. Când am fost noi am văzut ceva cu Wonder Woman. Există restaurante peste tot, există trenulețe pe care te poți da cumva așa să vezi parcul de deasupra. Dragii mei, cred că v-ați făcut o impresie cu ce înseamnă Gardaland, unde poți să mergi și să ai un pic de adrenalină. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like, lăsați un comentariu cu impresia voastră despre acest parc și nu uitați să vă abonați să nu ratați următoarele postări. O zi frumoasă și Doamne ajută! Pa!